a programului PA de distribuire a produselor alimentare. Ca noutate vă pot spune că numărul persoanelor care vor primi ajutoare alimentare din stocurile de intervenție comunitară destinate categoriilor defavorizate va fi majorat. În acest sens, hotărârea de guvern 950 din septembrie 2012 modifică și completează hotărârea de guvern 600 pe 2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare, introducând pe lângă categoriile sociale care primeau ajutoare în anii trecuți o altă categorie socială și anume persoanele beneficiare de legea 49 pe 1991 și anume acordarea acestor ajutoare invalizilor, veteranilor de război și văduvelor de război, persoanele nevăzătoare cu pensii IOVR, persoanele persecutate politic, persoanele beneficiare de legea 189 pe 2000, legea recunoștinței față de eroii și martirii Revoluției. Deci categoria socială de aceste persoane completează celelalte care primeau în anii precedenți. În acest sens, în listele deținute de noi există 28 de persoane care sunt așteptați la sediul nostru să-și ridice produsele. Celelalte categorii care, de altfel, v-am spus, au făcut obiectul programului PEAD și în anii trecuți, sunt pensionarii ale căror venituri se situează până la 400 de lei, șomerii neindemnizați, aflați în evidențele Agenției Județeane de Ocupare a Forței de Muncă, șomerii indemnizați, persoanele cu handicap grav și accentuat și persoanele beneficiare de legea 416, legea venitului minim garantat. Numărul total al beneficiarilor eligibili care primesc aceste ajutoare se ridică la 6.850 de persoane față de 6.055 de persoane care au beneficiat în anul 2011. Din cantitatea totală de produse de 256 de tone care revine municipiului Giurgiu, în acest moment au fost ridicate de la depozit 31 de tone de alimente și distribuite 19 tone unui număr de 600 de persoane. Fiecare beneficiar, după cum am mai spus, primește 13 kg de făină, 4 kg de mălai, 6 kg de orez, 0,8 kg paste făinoase, 0,5 kg biscuiți, 3 kg de zahăr, 6 litri de ulei. Aici vreau să menționez faptul că uleiul nu a fost ridicat din depozit urmând pe măsură ce îl aducem în depozitele noastre să fie distribuit oamenilor. 1 kg de fasole uscată, 2 cutii mazăre conserve, o cutie de roșii în bulion și o cutie de bulion. În acest sens, noi am întocmit un grafic de livrare acestor produse alimentare pe zile, în ordine alfabetică, tocmai pentru a evita aglomerarea. Deci, distribuirea se face la sediul Direcției de Asistență Socială din strada Gloriei, numărul 23. O să mai spunem de listele suplimentare, pentru că mulți nu se regăsesc în listele astea, au fost omiși. Copilul!
data de 5 noiembrie, anul curent, polițiștii din cadrul Brigării de Combatere a Criminalității Craiova, Serviciul Antidrog și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Craiova, cu sprijinul polițiștilor din cadrul BGGO București și al ofițerilor Direcției Generale de Informații și Protecție Internă și lucrătorilor Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, au organizat și desfășurat un flagrant în punctul de trecere a frontierei.